Un băiat de 13 ani a suferit un traumatism craniocerebral fiind victima unei glume între colegi. Băiatul a fost aruncat în sus de câțiva elevi de la o altă clasă care nu l-au mai prins. S-a întâmplat ieri la Liceul Tehnologic Ion Creangă din Pipirig. Copilul a căzut cu capul de pardoseală și a rămas inert. Elevul a fost dus la dispensarul comunal unde a fost consultat de medicul de familie care a sunat la 112. De acolo a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț. Băiatul avea traumatism craniocerebral cu pierderea cunoștinței și hemoragie în ureche. Aici, medicii l-au stabilizat și au cerut transferul de urgență cu elicopterul SMUR de la Spitalul de Copii Sfânta Maria Iași. Poliția a deschis un dosar penal de vătămare corporală în REM, urmând să fie audiați colegii și cadrele didactice. Da, am primit în cursul gărzii de ieri un copil, un băiețel, un traumatism craniocerebral prin cădere de la înălțime, care a necesitat supraveghere și instituirea terapiei în secția de anestezie și terapie intensivă. Copilul este în continuare sub supravegherea noastră. Urmează să efectueze investigațiile imagistice conform protocoalelor și sperăm să fie o evoluție bună ca și până acum. Ce răni are? Este în comă, intubat, sedat? Copilul a venit cu un scor Glasgow de 15, adică a fost conștient încă de la venirea în spital. A avut niște perioade un pic mai dificile, dar acum este stabil.